Vă rog să deschideți împreună cu mine Scripturile la Evanghelia după Luca, la capitolul 5. Voi citi de la versetul 1 până la versetul 11, pagina biblică 992. Este cuvântul biblic pe care Domnul mi l-a pus pe inimă pentru noi în această dimineață. Evanghelia după Luca, capitolul 5, citesc de la versetul 1 până la versetul 11, pagina biblică 992. Pe când se afla lângă lacul Genezaret și îl îmbulzea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două cărăbii la marginea lacului, pescari ieșiseră din ele să-și spele mrejele. S-a suit într-una din aceste corăbii care era lui Simon și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm, apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon, depărtează-o la dâng și aruncați-vă mrejele pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejele. După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejele. Au făcut semn tovarășilor lor, care erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbile, așa că au început să se afunde corăbile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și a zis, Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos. Fiindcă îl apucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiul lui Zebedei, tovarășii lui Simon. Atunci Iisus a zis lui Simon, nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Ei au scos corobile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Amin. Vă rog să vă așezați. Un om a avut un vis și în vis se plimba așa undeva prin mijlocul munților și din atenție, la un moment dat, a alunecat. Alunecat era cât pe ce să cadă într-o prăpastie, dar în ultimul moment a apucat o rădăcină a unui copac cu mâna și apucând rădăcina aceea cu mâna, cât de cât s-a salvat. Dar când s-a uitat în jos, distanță foarte mare, a început să aibă palpitații la inimă, a început să fie stresat și a început să strige, Doamne, dacă îți pasă de mine, te rog frumos, ajută-mă, voi face tot ceea ce ți-e place, mă, te rog frumos, salvează-mă de această dată și viața mea se va schimba. Și în visul lui îi apare Domnul Hristos și spune în felul următor, lasă, zice, rădăcina de copac și eu te iau în brațe, fii liniștit, te salvez. Câteva momente de ezitare și apoi următoarea întrebare pe care o spune el, nu mai este nimeni altcineva să mă ajute în afară de Iisus? Și am stat și m-am gândit că, în general, noi ne încredem în Domnul până când ne cere să facem ceva peste capacitatea noastră de înțelegere, peste puterea noastră de a rezolva problemele. Câtă vreme Domnul ne cere niște lucruri obișnuite, le putem face. Când e vorba de ceva mai mult decât obișnuit, dintr-o dată lucrurile se schimbă. Ne este mult mai greu să acceptăm ceea ce spune Domnul. De fapt, marea noastră problemă în general este că nu prea luăm pe Domnul Iisus Hristos în serios. Adică, când vine vorba de chestiuni obișnuite, chestiuni cotidiene, care oricum pot fi rezolvate, parcă ne este absolut natural să credem că Domnul este cu noi și poate rezolva problemele respective. Însă când Domnul ne cere ceva mai radical, când Domnul ne face niște promisiuni mai puternice, ne este extrem de greu să luăm pe Hristos în serios. Dar credem că Domnul poate să vindece, de exemplu, anumite probleme mai mărunte, să rezolve anumite situații mai puțin delicate. Dar când vine vorba de ceva mai semnificativ, este foarte greu ca Domnul să intervină. Când Domnul ne cere ceva ușor de făcut, acceptăm de îndată și de îndată suntem gata să împlinim ceea ce ne spune Domnul. Însă când Domnul ne cere să facem ceva peste dorințele noastre sau ceva puțin mai radical, dintr-o dată facem un pas înapoi. Știți de ce? Pentru că marea dramă a creștinismului contemporan este că nu-L mai ia pe Dumnezeu în serios. Nu-L mai ia pe Hristosul lui Dumnezeu în serios. Totul este o chestiune de decizie personală, totul este o chestiune de cum simți în momentul respectiv, nu prea îl luăm pe Hristos în serios. Nu prea ne asumăm în serios promisiunile Lui, poruncile Lui. Din păcate, nu luăm pe Domnul Hristos în serios. În această dimineață stăm în prezența Lui și am pentru tine un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Și cuvântul se intitulează Ce se întâmplă când te decizi să-L iei pe Iisus în serios? Ce se întâmplă când îl iei pe Iisus în serios sau când te decizi să-L iei pe Iisus în serios? Trei lucruri se întâmplă atunci când îl iei pe Iisus Hristos în serios. În primul rând,
Încep să trăiești cu rost, lăsând în urmă o viață banală. Primul lucru care se întâmplă atunci când îl iei pe Iisus Hristos în serios este faptul că începi să trăiești cu rost, lăsând în urmă o viață banală. Ce înseamnă o viață banală? O viață banală înseamnă o viață obișnuită. Noi trăim în general o viață caracterizată de obișnuință, o viață parcă lipsită de semnificație, de scop. Asta este viața pe pământ până omul se întâlnește cu Dumnezeu. Ne naștem în această lume fără voia noastră. Ne ducem la grădiniță, ne ducem la școală, învățăm o meserie, învățăm o anumită profesie, ne angajăm, facem un business, ne câștigăm pâinea cea de toate zilele, ne cumpărăm un apartament sau ne facem o casă, ne cumpărăm o mașină, ne ducem în concediu, în stânga, în dreapta, la munte, la mare, toate sunt frumoase. După aceea avem copii, copiii încep să crească, noi îmbătrânim, devenim bunici la un moment dat și anii se duc. Și asta este totul. Tot ce înseamnă viața pe pământ să însemne oare să mănânci bine, să bei bine, să te duci în concediu la munte sau la mare, să ai o casă frumoasă, să ai încă o casă de rezervă sau pe care să o dai în chirie, să ai o profesie importantă, să ai o meserie bună, asta este tot ce înseamnă oare viața pe pământ? Viața trăită doar din perspectivă umană este o viață fără rost, fără semnificație. Într-o zi, oricum ai trăit de frumos, ori pe cât le-ai avea în această lume, le lași pe toate în urmă și te duci. Ori asta înseamnă parcă o viață absolut banală. În această viață banală intervine Hristos și în momentul în care le iei pe Hristos în serios, dintr-o dată capeți sens existențial. Una dintre cele mai mari drame ale omului contemporan este că nu are rost în viață, nu are sens existențial. Omul este în căutarea unui sens existențial și singurul care poate da acest sens este Iisus Hristos și asta se întâmplă atunci când le iei pe Domnul în serios. Despre ce este vorba? A venit un predicator din Nazaret, e adevărat, predică ca nimeni altul, face semne și minuni și iată mii de oameni se îmbulzesc să se atingă de el și să asculte cuvântul predicat. Și Iisus Hristos, pentru că este îmbulzit de mulțime, este împins spre mare, are nevoie de o barcă. Acolo sunt două bărci, pe Marea Galilei sau Marea Tiberiadei, cum o numesc unii într-un fel, alții într-un altul. Una dintre ele este a lui Simon Petru. Și acest predicator din Nazaret, Iisus Hristos, îi spune: Petre, împingeți puțin barca mai în larg, puțin câțiva metri, ca să nu fiu îmbulzit de mulțim, să pot să predic în voie. Și Petru își pune barca la dispoziția lui Iisus Hristos. Ce mi se pare interesant, dintr-o dată Hristos începe să predice Evanghelia, oamenii aud Evanghelia și oamenii se întorc cu fața spre Dumnezeu. Urmează o minune fantastică despre care voi vorbi puțin mai încolo și se încheie întâmplarea aceasta extraordinară din Scriptură cu invitația lui Petru de a lăsa în urmă mrejile, de a lăsa în urmă pescuitul, de a lăsa în urmă business-ul lui de pescărie și tot ce presupune munca lui și business-ul lui, să le lase pe toate în urmă și să-l urmeze pe acest predicator din Nazaret cu promisiunea că într-o zi acest pescar de pești va deveni nimeni altul decât marele pescar de oameni, apostolul Petru. Ori asta înseamnă dintr-o dată să te înscrii în istoria mântuirii. Asta înseamnă dintr-o dată să cape sens, să trăiești cu rost. Viața, pentru cei mai mulți oameni, este o viață lipsită de semnificație. Dacă te uiți, de exemplu, la toți oamenii inteligenți ai lumii acestea, toți oamenii de cultură, care nu au dimensiunea transcendenței să creadă în Dumnezeu, toți sunt depresivi. Depresie, angoasă, îngrijorare. Toate lucrurile acestea pasă sufletul omenesc. Cioran, de exemplu, interesant, stătea la masarda lui din Paris și spunea că singura soluție pentru om, ca să nu tâmpească de cap, este să-și pună capăt zilelor. Oamenii au o angoasă extraordinară, o depresie. Astăzi, boala secolului nu este cancerul, cum cred cei mai mulți, ci depresia. Oamenii sunt depresivi, anxioși, supărăcioși. Numai dacă nu te uiți bine la ei, dintr-o dată se supără, nu se simt bine în pielea lor, n-au liniște acasă la ei. Ce poate face mai mult decât liniștea colibei tale? Și cu toate acestea nu avem cei mai mulți dintre noi. Pentru că oamenii nu și-au căpătat sensul existențial. Singurul care îți dă rost în viață să trăiești cu semnificație este Iisus Hristos. Dar Iisus Hristos nu-ți poate da rost în viață până nu-l iei în serios. Petru putea să spună: Doamne, îți dau barca mea și mă întorc pe mai departe la pescuit. Și ar fi rămas cu peștii lui și odată cu trecerea timpului ar fi rămas un simplu pescar de pe undeva de pe Marea Galilei. Una dintre cele mai dramatici cântări pe care am auzit-o în viața mea și am și cântat-o eu, că am crescut în biserică și am mers la sute de mormântări cântând în fanfară, e o cântare care te bagă așa, dacă nu ai o zi bună cu Domnul, te bagă în depresia acută. Zice, de lucru tău, zice, altul se va folosi, pe tine uitarea te va cuprinde. Deci îți vine să te tăduci,
te și gândești, bă, am muncit și altul se va folosi de toată truda mea. Și așa se întâmplă. Dar asta, bă, vorba aceea, măcar dacă au fi să folosească cei dragi mei. Dar când auzi și chestia asta pe tine, uitarea, cum adică mă uită nevastă mea? Mă uită bărbatul meu, pruncii, nepoță. Câți dintre noi ne mai aducem aminte și din când în când, cam odată la cât timp ne aducem aminte de bunicii noștri, care au plecat în veșnicie? Odată la cât timp ne aducem aminte de străbunicii noștri? Când te-ai gândit ultima dată la străbunica ta? Realitatea este că uitarea ne va cuprinde într-o zi. Știți ce va reprezenta viața noastră pentru marea majoritate? Ce se întâmplă la cimitir când te duci acolo, piatră frumoasă, dacă ai o familie care ține la tine și sau vrea să dea bine, vorba aceea, să nu ne lăsă mai prejos decât ceilalți, va fi o liniuță. Când te-ai născut, când ai murit și acolo o liniuță. Cam asta e tot ce înseamnă viața pentru cei mai mulți oameni. Singurul care poate face mult mai mult decât o liniuță banală este Iisus Hristos, care poate să-ți dea semnificație, care poate să-ți dea rost existențial. Și asta este o îndurare a lui Dumnezeu. În rest, știi cum suntem noi, ca și Sisif. Sisif este un om care a fost condamnat de Zeus, mitologia grecească, pentru că l-a supărat. Era un om de o inteligență ieșită din comun și o viclenie ieșită din comun, fiul regelui de la Corint. Și l-a supărat pe Zeus. Și Zeus l-a pedepsit. Cum l-a pedepsit Zeus? Să ia o piatră mare, foarte mare, și să o împingă pe un deal în sus. Când ajunge piatra aproape în vârf, dintr-o dată piatra se rostogolește. Și bietul Sisif din nou vine jos la vale, din nou împinge piatra. Și toată eternitatea lui, toată viața lui se zbate cu această piatră. Să o împingă, când este gata să o ducă în vârf, piatra din nou se rostogolește la vale și iar Sisif bietul trudește. Așa e viața omului pe pământ. Ne trezim la 6, 7, 8 dimineața, ne ducem la lucru 8, 10, 12 ore să ne facem o situație, ți-ai luat mașina în urmă cu 2 ani de zile, nu-ți mai place, nu mai trage bine, n-are confortul necesar, o mașină mai frumoasă, 2 ani te plătești după aceea pe ea, ți-ai făcut o casă, Doamne, minunat a fost, extraordinar a fost, te-ai dus la cineva în vizită, după 5 ani de zile și ai văzut la cum și-a utilat bucătăria, cum și-a făcut dormitorul, zici, Doamne, trebuie ceva făcut, te-ai dus undeva în concediu, Doamne, ce frumos a fost la început, frumos, dacă n-ai văzut poze de la alții că a fost, nu știu, la Tenerife sau la Miami, zici, Dumnezeule mare, anul viitor neapărat trebuie să ajung eu pe acolo, că dacă nu sunt sănătos. Și dintr-o dată alergăm în viața aceasta cu stres, cu povară și simțim poveri extraordinare. Și viața noastră nu are sens. Alergăm din stânga în dreapta, singurul care ne poate da sens, să trăim cu rost. Spunea Jung în felul următor și Freud spunea lucrul acesta, viața trăită frumos este viața trăită din perspectiva morții. Adică când ajungi la capăt de drum să spui, da, am trăit bine, mi-am trăit viața frumos. Viața poate fi definită corect doar din perspectiva morții. Adică când te uiți în urmă să spui, da, am trăit frumos. Prin natura slujbei am participat la multe mormântări. Am participat la momente dificile din viața unor oameni pe patul morții. Pe nimeni n-am auzit spunând, aș fi vrut o casă mai mare, o mașină cu mai mulți cai putere, mai multe concedii. Toți mi-au spus, îmi pare rău frate, că n-am slujit mai mult lui Dumnezeu. Nu m-am ocupat mai mult de familia mea. N-am auzit pe nimeni spunând alte lucruri, doar de asta este vorbirea. Iubiții mei, singurul care ne poate da sens, scop existențial este Hristos. De ce să le iei pe Domnul Iisus Hristos în serios? Pentru că Iisus Hristos te ajută să trăiești o viață cu rost, lăsând în urmă o viață banală. Viața fără transcendență, viața fără de Dumnezeu este o viață banală, obișnuită, te naști, mergi la grădiniță, la școală, mergi la lucru, faci ceva, îți faci casă, îți cumperi apartamente, îți iei mașină și apoi, vorba aceea, cu moarte toți suntem datori, dăm mortul popii și plecăm din lumea aceasta. Asta este totul. Singurul care ne poate da scop în viață, să trăim frumos cu rost, este Isus. Și asta se întâmplă când îl iei pe Iisus Hristos în serios. De ce să îl iei pe Iisus în serios? În primul rând, începi să trăiești cu rost, lăsând în urmă o viață banală. Petru trăiește cu rost. Dintr-un pescar anonim, dintr-un pescar care trăia undeva prin Israel, pe lângă Marea Galilei, trăia de o pe zi pe cealaltă, cum trăim și noi, câștigându-și pâinea, trudind din greu, pescuia toată noaptea. Și dintr-o dată acel pescar neînsemnat din jurul Mării Galilei devine Marele Apostol Petru, care numai în ziua cincizecimii aruncă mreaja și 3.000 de pești prinde pentru Hristos, 3.000 de oameni. Așa de mult îl folosește Dumnezeu, spune Sfântul Apostol Luca,
Evanghelist Luca că trece pe străzi și doar umbra lui Petru când atinge oamenii bolnavii sunt vindecați. Omul acesta este unul dintre cei mai puternici oameni ai lui Dumnezeu din istoria mântuirii. Știți de ce? Pentru că l-a luat pe Iisus Hristos în serios. Marea majoritate a creștinilor au o pocăință slabă, obosită, plictisită, n-au forță, nu se roagă, n-au pasiune, sunt plictisiți, vin cu greu la adunare. Știți de ce avem această stare? Nu luăm pe Iisus în serios. Creștinismul adevărat este un creștinism radical, care le ia pe Hristos în serios. Hristos pe primul loc, după aceea nevasta, bărbatul, pruncii, mașina, casa. Dacă nu îl pui pe bărbatul după primul loc, pe nevastă ta, pe prunci, pe nu știu ce, și Hristos nicăieri. Hristos în centru vieții noastre și totul în jurul lui. Dar atunci ce zice sora dacă e Hristos pe primul loc? Măi, soră, fii fericită. Un bărbat care îl pune pe Hristos pe primul loc se va purta fantastic cu tine. Măi, frate, fii liniștit. Dacă nevastă ta e femeie pocăită, vei duce o viață foarte bună în casa ta. Soluția la toate conflictele din viața noastră este pocăința, apropierea de Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Ce se întâmplă când îl iei pe Iisus în serios? În primul rând, începi să trăiești cu rost, lăsând în urmă o viață banală. În al doilea rând, credința primește ceea ce rațiunea nu-și poate imagina. Credința primește ceea ce rațiunea nu-și poate imagina. Despre ce este vorba? Toată noaptea, Petru și Andrei, cei doi frați, împreună cu asociații lor, Iacov și Ioan, pescuiesc. Aruncă mreaja în stânga, aruncă mreaja în dreapta, toată noaptea navighează pe Marea Galilei și nu prind absolut nimic. Dimineața își curăță mrejele. Acum să nici nu prinzi pește și să șai de lucru după aceea, să prinzi tot felul de plante pe acolo. Marea Galilei este o mare agitată. Să prinzi tot felul de plante pe acolo, tot felul de burene, să și cureți acum mrejele, să le repari, că s-o rup și mai departe. E frustrant. Ei stau și își repară mrejele ca următoarea noapte să poată din nou încerca dacă cumva pescuim ceva. Numai că știți ce se întâmplă? Predică Hristos și îl vede pe Petru necăjit că n-are bani să se ducă acasă la nevastă sa, la soacră sa, n-are bani pentru pâinea cea de toate zilele. Și spune Petre, uite, pentru că tu ai fost un om de onoare cu mine, mi-ai dat barca ta, ca din barca ta să fac amvonul meu, uite ce vreau să facem. Du-te, zice, în larg, îndepărtează, zice, barca de aceea de mal, du-te până în mijlocul mării și acolo aruncă mreaja, zice, și va fi o pescuire extraordinară. Petru putea să spună, Doamne, cam ce profesie, ce știi tu să faci? Eu sunt pescar. De când o întâmplare îi spune la un pescar cum să pescuiască? Te simți și jignit când vine unul de o altă profesie și îți dă sfaturi prețioase în domeniul tău de activitate unde tu ești specialist. Bă, dar pe ăsta, pe ce lume trăiești? Putea să spună, Iisuse drag, tu ești cu predica. Ce știi tu de pescuit? Păi eu sunt de ani de zile, de când mă știu cu tata, cu fratele meu, noi suntem la pescuit. Ce știi tu de pescuit? Peștele se prinde noaptea, nu ziua. Dacă toată noaptea n-am prins nimic, am trudit din greu, n-am prins nimic. Am om prinde noi în mijlocul zilei, păi gălăgia asta a alungat toți peștii, zice, nu știu unde au plecat. Și totuși, Petru zice, auzi, Doamne, chiar că toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, știi ceva? La cuvântul tău, voi arunca mrejele. Și Petru, în mijlocul mulțimii care stătea spectatoare să vadă ce minte are ăsta, mă, să duce la pescuit, pescar profesionist în timpul zilei. Ăsta nu-i serios. O fi zis celălalt pescar, bă, Petre, o trecut anii pe lângă tine. Te-o fi necășit, are nevasta și soacră ta. Și probabil acum, nu știu ce mai faci. Dar uitați, vedeți, Petru se duce și aruncă mreaja la cuvântul lui Iisus. Și spune Scriptura că atunci când și-a aruncat mreaja, nu prins 2, 3, 5, 10 pești, să aibă și el ce să mănânce în ziua respectivă. Zice Scriptura că s-a umplut mreaja de atâția pești, încât începea să se rupă mreaja. Atunci om altruist, om bun, Petru îi face semnul lui Ioan și lui Iacov, haideți de urgență și ajutați-ne. Vin ei, iau toți peștii și bagă în cele două bărci. Bărcile încep să se afunde. Știți de ce? Întotdeauna credința oferă și aduce multe binecuvântări în viața noastră. Prin credință Dumnezeu ne dorește mult mai multe lucruri decât își poate imagina rațiunea. Rațiunea zice, știi când te poate vindeca Dumnezeu? Când, medical vorbind, se poate rezolva treaba. Credința spune, Dumnezeu poate face imposibilul. Rațiunea spune, auzi, te uiți la ăsta, este drogat, este bețiv, este fumător, este nu știu cum, pe ăsta Dumnezeu nu-l poate schimba. Credința spune, ba, Dumnezeu îl poate schimba, Dumnezeu îi poate schimba starea, Dumnezeu îl poate face un lucrător al lui. Rațiunea spune, auzi, când te uiți la omul acesta, falit, Doamne, ăsta numai din groapă în groapă se duce financiar, nu se poate niciodată propăși. Credința spune, ba, se poate. Iisus Hristos te poate ajuta să ieși din hopul financiar în care te găsești. Iisus Hristos îți poate da înțelepciune să fii un om de succes în business-ul tău. Rațiunea spune, auzi, nu o să reușești niciodată. În viață nu merge decât cu pile și relații. Nu ai pile, n-ai relații, n-ai bani. Asta este, credința spune, Domnul pregătește locul potrivit.
Toate acestea, rațiunea și credința în toate viețile, în toate problemele vieții se bat cap în cap. Întrebarea este, tu pe cine crezi? Tu în cine te încrezi? În Dumnezeu sau în rațiunea ta? Iubiții mei, când luăm pe Iisus Hristos în serios, credința noastră primește ceea ce rațiunea nici nu își poate imagina. Ce își poate imagina rațiunea? Ceea ce este absolut normal și palpabil. Credința primește mult mai mult decât își poate imagina rațiunea. Credința primește din partea Domnului o relație frumoasă în căsnicie. Chiar dacă astăzi lucrurile sunt foarte, foarte dificile la tine acasă. Credința schimbă lucrurile. Dumnezeu poate face aceasta. Credința îl poate întoarce pe cel drag ție la Dumnezeu. Am întâlnit odată o soră care 19 ani s-a rugat și a postit pentru fiul ei ca Dumnezeu să-l cerceteze, Domnul să-l mântuiască și Dumnezeu a lucrat. Credința face imposibil, credința primește ceea ce rațiunea nu-și poate imagina. Întrebarea este, tu le iei pe Iisus Hristos în serios? Omul care le ia pe Iisus în serios este un om care crede, îl crede pe Domnul pe cuvânt. Rațiunea spune, auzi, nu se poate așa ceva. Nu se poate să propășești material. Vine o vreme de criză, cum o să o scoți la capăt? Rațiunea vine și spune, auzi, niciodată nu o să meargă lucrurile bine în casa ta. Rațiunea vine și spune multe lucruri. Rațiunea este bună până la proba contrare. Dar când se bate cap în cap cu cuvântul lui Dumnezeu, credința, rațiunea trebuie să cedeze locul credinței și scripturilor. Iubiții mei, credința primește ceea ce rațiunea nu-și poate imagina. V-am mai spus lucrul acesta, medical vorbind, noi niciodată nu puteam să avem copii. Noi niciodată eram în Italia, eram la conferința unor de afaceri cu fratele Radu în Italia și am primit o veste care m-a tulburat. Soția mea mă sună și îmi spune, niciodată nu o să avem copii. A început să plângă, plângea de numai. Eu după aceea aveam și o întâlnire de tineret, o conferință de tineret la Bergamo. Numai chef de predică n-am avut. Niciodată nu o să avem copii. Puteți să mergeți la ce specialiști ați merge, nu o să aveți niciodată copii. Atât de demoralizat am fost eu când am văzut pe nevastă mea plângând, necăjită, sfârșită, la telefon de numai. Numai chef de predică n-am avut. Și rațional vorbind, asta este o realitate. Este un verdict medical, confirmat, anii au trecut, 8 ani de zile. Niciodată nu puteam să avem copii. Așa trebuia să fie. Dar eu l-am crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Ce am crezut eu? Că Dumnezeu face minuni. Am crezut și am știut că Dumnezeu face imposibil. Din lucruri care nu se pot face, Dumnezeu face lucruri mari, slăvit să-i fie numele. Și am crezut și m-am rugat și am postit. Ieri am sărbătorit-o pe fiică mea, are 9 ani. Dumnezeu face minuni. Mi l-a mai dat Domnul și pe David. Când o întreb pe anii aceia, ești tu? Darul Domnului, da, David, bonusul. Alții au, Doamne, că le uită numărul, eu n-am nici măcar unul. Și mi-a dat Dumnezeu copii. Pentru că Dumnezeu face imposibil, slăvit să-i fie numele. Dumnezeu onorează credința. Noi nu credem de multe ori decât ceea ce putem să vedem cu ochii, ceea ce putem noi imagina cu mintea noastră. Dar tot ce înseamnă spiritualitate înseamnă ceva mai mult decât mintea noastră. Înseamnă ceva mai mult decât imaginația noastră. Dumnezeu ne dăruiește ceea ce mintea noastră nu-și poate imagina. Prin credință și în urma credinței Dumnezeu lucrează. Păi credeți că și-o imagina Petru? Că după câteva ceasuri de faliment în care nu iese nimic, toate merg prost, se duce el înapoi în văzul tuturor, sub critica tuturor, bă, ăsta n-are minte în cap. Cum să te duci, mă, ziua să pescuiești? Bă, Petre, ce ai pățit? Se duce el și aruncă mrejile. Dacă, păi, toată noaptea aruncat în stânga, în dreapta, nimic. Și am o singură dată arunci tu mreaja și e plină de pești. Ce-a făcut? I-a adunat Dumnezeu, i-a creat acolo, i-a adunat din toată marea acolo pânzele tale, Petre. Petru nu răspunde, zice, nu știu ce-a făcut. Domnul, știu că a făcut o minune. Cum te-a vindecat Domnul? Cum ți-a deschis Domnul ochii? Nu știu să-ți explic. Știu că am fost oră și acum văd. Și Dumnezeu m-a vindecat. Cum ai avut, Avrame, copii? Că până la 100 de ani tu n-ai avut copii. Cum ai avut așa ceva? Zice, nu știu, Dumnezeu a făcut o minune pentru mine. Daniele, explică-mi, te rog frumos, ce s-a întâmplat în groapa cu lei? Cum de nu te-o sfâșea lei aceea? Înfometați, Domnule. Ce ai făcut? Le-ai predicat? Le-ai profețit? Ce s-a întâmplat? Ai stat liniștit în colțul tău undeva, în groapă? Ce ai făcut, Daniele? Și zice, ce să fac? Am stat și l-am lăsat pe Domnul să mă apere. Nu știu, dar ce-or pățit lei? A fost tranquilizat de un înger la Dumnezeu? Mă, lei, ce-or pățit? Au fost bolnavi? Au fost obosiți? Nu răspunde la astea. Tranquilizați nu au fost. Eu liniștit Domnul, slăvit să-i fie numele. Daniel spune una, știu că am fost aruncat în groapa cu lei, trebuia să fiu sfârșat în câteva secunde, dar uite, Dumnezeu m-a ținut cu viață. De ce? Credința primește de la Dumnezeu ceea ce rațiunea nu-și poate imagina. Noi trăim într-o societate materialistă și o societate rațională. Noi credem doar ceea ce rațiunea noastră ne spune să credem. De asta când îl vezi pe un om foarte bolnav, parcă și-ai zis să te mai rogi.
De asta când vezi că situația este foarte crâncenă și e zis să crezi că se va mai face ceva, că lucrurile vor ajunge cu bine la destinație. Credința însă primește ceea ce rațiunea nu își poate imagina. Spune Scriptura că într-o zi o femeie bolnavă de 12 ani, ea își cheltuise toată averea pe la doctori și a ajuns în situația în care nu mai avea nici bani, nu mai avea nici sănătate, se simțea tot mai rău. Și a auzit despre Iisus Hristos din Nazaret. Și a mers la Iisus să se atingă de el. Și a spus ea, doar dacă m-aș atinge de hainele lui, mă voi face perfect sănătoasă. Femeia aceasta care de 12 ani este foarte bolnavă, fusese pe la toți doctorii, nimeni nu o poate ajuta, are această credință că numai dacă se atinge de poala hainei lui Hristos, de cămașa lui Hristos, de haina lui Hristos, se face pe îndată sănătoasă. Și spune Scriptura că femeia aceasta se strecoară prin mulțime și atinge haina lui Hristos. De îndată a fost vindecată, de îndată a simțit vindecare în tot trupul ei, deoarece credința primește ceea ce rațiunea nu-și poate imagina. Te uiți așa de-a lungul vremurilor și vezi oameni care se zbat în rațiunea lor. Rațiunea este o mare binecuvântare. Augustin spunea că el, chipul lui Dumnezeu, rezidă în om în rațiune. Rațiunea este binecuvântarea lui Dumnezeu, dar ascultați-mă, rațiunea noastră are anumite limitări. Blaise Pascal spunea în felul următor, inima și credința au anumite rațiuni pe care rațiunea nu le poate pătrunde. Încrede-te în Dumnezeu din toate, mai crede-L pe Dumnezeu pe cuvânt în toate lucrurile și vei vedea mâna lui Dumnezeu la lucru. Iubiții mei, ce se întâmplă când ne luăm pe Iisus în serios? În primul rând, începi să trăiești cu rost, lăsând în urmă o viață banală. În al doilea rând, foarte important lucrul acesta, credința primește ceea ce rațiunea nu-și poate imagina. Și în al treilea rând, abundența binecuvântării te îndeamnă la pocăință. Abundența binecuvântării te îndeamnă la pocăință. Spune Scriptura că au aruncat mrejile și au prins așa de mulți pești că începea să se lupă mrejile. Când a văzut pescuirea aceasta minunată, știți ce face Petru? Cade în genunchi la picioarele lui Hristos și spune, Doamne, pleacă de la mine. Dar de ce să pleci de la mine? Că sunt un om păcătos. Imaginea aceasta este o imagine a Vechiului Testament în care profetul Isaia se întâlnește cu gloria lui Dumnezeu. Și dacă când îl vede pe Dumnezeu stând pe scaun de domnie, zice, vai de mine, voi peri că sunt un om păcătos, locuiesc în mijlocul unui mulțim tot păcătoasă ca mine. Și Domnul îi spune, Petre, fii liniștit, nu vreau să te arunc la gunoi, nu vreau să te dau deoparte, nu vreau să te trăznesc, Petre, fii liniștit, eu vreau să-ți dau viață, vreau să fac din tine pescar de oameni. Dar uitați-vă, vedeți, când omul primește binecuvântarea lui Dumnezeu, atitudinea corectă este pocăința. Noi ne pocăim în general când Domnul ne bagă în cuptor, am auzit oameni de genul și am văzut astfel de situații, boli grave, Doamne, dacă mă vindeci, mă pocăiesc și s-au pocăit oameni și e bine și așa. Doamne Dumnezeule, situații foarte delicate, am criză în viața de familie și în mijlocul dificultăților m-am întors la Dumnezeu. Ce frumos ar fi să ne întoarcem la Domnul când ne merge bine. Ce frumos ar fi să ne pocăim când ne merge bine. Adică când te uiți la cât ți-o dat ție Domnul, să zici, Doamne, pe toate le-am din mâna Ta. Ascultați-mă, toți suntem mai binecuvântați decât credem noi. Știți care este problema? Felul în care vedem lucrurile. Un pahar, e dovedit științific, un pahar, da? Se uită doi oameni la un pahar. Viața fiecare dintre noi, cu mici excepții, întotdeauna nu-i chiar plin paharul acesta. Dar depinde cum te uiți la el. Unii se uită și zic, mă, să știi că paharul meu, uite, mai are lipsă două degete. Nu-i plin. Și atunci numai asta se cramponează. Mașina nu-i ca cealaltă. Nevastă mea nu știu cum, ca nu știu cine, nu mă ascultă. Bărbatul meu ăsta, mă, dar păi nu-i descurcăresc. Dar păi prunce nu mă ascultă. Dar păi șeful e un tiran de om. Dar păi crize economică, dar probleme, dar boli, dar necazuri. Altă perspectivă e o perspectivă optimistă. Tu n-ai cum să fii creștin și să fii pesimist, ascultă-mă. E o contradicție în termeni. Zice că în vremurile din urmă vor rămâne credința, nădejdea și dragostea. Cum adică, mă, dacă rămâne credința? Dar murim. O muri și o merge la Domnul acasă. Păi nu vrem să ajungem la Domnul acasă. În pandemie unul tău zicea că nu vin la adunare, că moare. Frate, zic, până la pandemie, ai zis că abia aștept să pleci la Domnul acasă. Poate Domnul te urgentează la cine adunare, zic. No, nu zic așa, frate Dan, că mai vreau să trăiesc. Noi unde, dacă suntem cinstiți, unde o mere noi când o muri? La Domnul acasă, slăviți să fie Domnul, pe ne-a fi mai rău. Am vrei să pleci, frate Dan? N-aș vrea încă nicio. Că mai vreau să stau aici, că îmi place. Dar vreau să ajung într-o zi în cer. Dar nici nu, toată ziua ne văităm. Bă, te urci în avion, o leacă de turbulențe, mor, am chiar mor. Clar, să te zic, vezi că o leacă se mișcă aripi la avion, extraordinar, în 5 minute pic aripile. Vezi că șeful s-a uitat, o leacă mai așa, nu știu cum la tine, ăsta mă dă afară, te și vezi deja colduș pe străzi. Nu-i mai avea ce să mănânc, nu-i mai avea ce să beau, apă și sub, bineînțeles.
mi-a luat banca, casa și nu știu, apartamentul sau ratele, nu știu, nu le pot plăti la mașină. Atâtea ne trec prin cap. Nu te simți bine. 100% e o boală cumplită, dar aici dau ortopopie. O discuție banală cu nevasta. Dom'le, o apucat ispita între voi și v-ați certat. Apoi, da, ce nu ne mai păcăm. Măi, muiere, hai ne despărțim. Până nu-i mai rău. Apoi ne bătem. Gata, deci de la cel mai mici chestie, omul privește întotdeauna cum e el în interiorul lui, așa privește viața în exteriorul lui. Adică dacă tu ești plin de amărăciune, de depresie, de anxietate, știi cum îi vezi pe toți? Există o proiecție foarte interesantă, cum mă simt eu în interiorul meu, așa îi proiectez lucrurile asupra celorlalți. Băgate de seamă cu un om mândru. Mă, numai cu oamenii mândri are de-a face. Pă, toți-s mândri. Păi, ce mândrie în asta, mă. Problema este că omul mândru, pentru că urăște asta în el de fapt, vede mândria celuilalt. E o chestie absolut naturală. Nu-și dă seama de chestia asta. Bă, mincinoșii-s toți. Dar cine are treabă cu asta? Unul care minte foarte mult. Pentru că îți dai seama că lucrul acela este rău, nu poți să scapi de efectiv s-o îmbibat în seva ta lăuntrică și când îl vezi la altul, mă, simți că e foc. Dacă vrei să se schimbe viața ta, nu neapărat să se schimbe circumstanțele, ci să schimbe atitudinea ta. Sunt momente în care ne rugăm ca Dumnezeu să schimbe circumstanțele. Dacă nu le schimbă Dumnezeu circumstanțele, trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să ne schimbe nouă inima în raport cu circumstanțele respective. Marcus Aurelius, marele împărat și filozof roman, probabil cel mai înțelept împărat roman, spunea la un moment dat în felul următor, când armata lui, cea mai puternică armata lui, era decimată de ciumă. A trecut prin mai multe perioade de ciumă. Și vedea că totul se năruiește. Spunea în felul următor în cugetările lui, sunt momente în care nu poți schimba circumstanțele. Era stoic, într-adevăr, dar zice, dacă nu poți schimba circumstanțele, schimbă starea inimii tale și vei depăși cu bine situația. Iubiți mei, știți care este problema? De ce vedem numai boli? De ce vedem numai drame, numai probleme? Că așa suntem setați. Nu de mult am discutat cu cineva și îmi spunea, printre altele, zice, auzi, nici să nu zici că îți merge prea bine, că vine cazuri. Îmi spunea soția mea că în prunciu auzi vorbele astea, să nu te bucuri prea tare, că dacă te bucuri prea tare, Domnul îngăduie necazul să te călească. Deci de multe ori așa te uiți la Domnul, unul dă-l așa cu o bută de baseball care te așteaptă după colț. Când îți trăznește una, pac, simți că intră în faliment business-ul. Dar eu tot stau să mă gândesc așa, care dintre noi, eu mă socotesc un tată bun. Cred că și tu te socotești un tată bun sau o mamă bună. Ți-ai bate tu prunci ca pe hoță de cai. Când îl prinzi, îl trăznești, pun picioare, dai pe ei, bă, dar de ce ar fi Dumnezeu mai rău ca noi? Mamă dragă, pe tu, fata ta... Nici îngerii nu iubesc așa de mult ca tine. Dar de ce ar fi Dumnezeu mai rău ca tine, mamă? De ce credeți voi că Dumnezeu tot timpul e gata să trăznească, să tune, boli, probleme? Viața oricum e și frumoasă, dar și grea. Știți care este marea binecuvântare? E Domnul cu noi, ne ascultă rugăciune, ne rezolvă probleme. Dacă nu ne rezolvă, ne schimbă starea inimii să le putem depăși cu bine. Totul ține de atitudinea noastră în lăuntrică. Abundența binecuvântării este prezentă în viața noastră. Dacă ne uităm în viața noastră, hai să fim cinstiți. Avem tot ce să punem pe masă. Toți avem mai mult că ne treabă. Că n-avem noi caviar și nu știu ce, partea a doua. Sau somon sau nu știu mai ce. Dar toți o ducem rezonabil. Problema este comparația. Ascultați-mă, asta e marea problemă. Comparația. Te duci într-un concediu, așa cum e, slavă Domnului. Dacă n-auzi că altul vă mers mai departe, mai nu știu ce, dintr-o dată nu mai te bucuri de absolut nimic. Mă, bun a fost mașina și cu 500 de euro. Dar unul și-o lua cu 5.000, altul și-o lua cu 10.000, altul cu 20.000, nimic nu mai bun. Comparația asta ne mănâncă viața de fapt. Comparația cu cele mai bune prietene, soră dragă. Comparația cu sora, cu fratele, comparația cu cele mai bune prietene, asta ne mănâncă sufletul. Iubiții mei, Dumnezeu ne-a dat mai mult decât ne-ar trebui. Avem toți mai mult decât ne trebuie din punct de vedere financiar. Apoi avem tot sănătate, frate, dar nu-s chiar perfect sănătos. Știi când nu mai avea dureri, vorba unui frate... Când ne-a zis, Domnul să-ți ia toate durerile, zice, frate, nu zice așa, că atunci puni păsămânii pe mâng galben, zice. Numai atunci nu avea dureri, când o puni păsămânii pe mâng galben. Până atunci trăim și suntem vini, mai doar câte una alta. Să mă mânghe, Domnul, zice, frate. Să te mânghe, Domnul, atunci. Frate, mă, mai doar una alta. Da, ești în viață, măi, frate, soră, ești în viață. Da, nevastă, mea, da, altul nu are nevastă. Nu, ce zici de asta? A ta mă stresează nevastă mea? Slavă Domnului că ai nevastă. Știi care e cea mai mare dramă în viață? Nu să te stresează ceva, să nu te bagi ceva în seamă. Asta e cea mai măcinătoare. Deci să ai lângă tine o nevastă care nici măcar nu te ceartă. Asta e cea mai dramatică. Sau să-l ai pe unul care numai mor mai ca ursul în pădure. Sau să nu-l ai deloc. Prunci ăștia, frate, mă, nebunesc!
Ea discută cu unul care n-are copii. Și s-a dus pe la toți doctorii să-i ajute și să roagă și postesc cu ani și ani de zile. Mai discutăm după aceea să vezi. Te mai plângi de așa de tare? Frate, zice, nu mi-ajunge salarul, n-am mai 500 de euro salar sau 1000 de euro salar pe lună. Ia, uite-te în alte părți că alții n-au ce să mănânce. N-am să uit niciodată când m-am dus în Franța, în zona centrală a Parisului, unde e numai restaurante, eu m-am dus, bineînțeles, la plimbare. Și localuri de lux și haine și genți de lux. La câteva minute distanță, un pod foarte frumos din Franța, și când te duci acolo, oamenii căjiți pe marginea drumului, stau acolo sub pod. Și doar care unde pot, într-un cort. Champs-Élysées-ul aici, cu lux și opulență maxim, hotele poleite cu aur pe alocuri, haine scumpe, 10.000 de euro, ceasul 100.000 de euro, și dincolo să răce lucie. Suntem, ok, nu suntem noi ca aia de pe așa, adică sunt poate și așa, dar majoritatea nu suntem așa, dar nu suntem nici ca aia care stăm sub poduri. Nu vedem noi binecuvântarea Lui Dumnezeu în viața noastră. Frate, dar nu mă simt prea bine, altul e în perfuzii în dimineața aceasta. Noi suntem acei. Frate, nu știu ce mi s-a întâmplat. Fratele Nicolae Moldoveanu a fost dat pe mâna securității și chinuit de propria lui nevastă. Te mai poți plânge de nevastă ta? Câte nu s-au întâmplat? Iubiții mei, marea noastră problemă este că nu vedem binecuvântările Lui Dumnezeu. Ne-am setat pe ce nu avem. Ne-am setat pe ce nu putem. Ne-am setat pe ce nu avem. Dom'le, de-aș avea și o mașină aceea, ai ce-ar fi. De-aș avea casa aceea, de-aș avea 2000 de euro salar pe lună și ai 2000 și nu te mai mulțumesc. Problema nu este cu ce ne dă Domnul, că ne-a dat Dumnezeu din belșug, slăvit să-i fie numele. Problema este inima noastră. Inima noastră nu mai vede, nu mai recunoaște binecuvântarea Domnului. Suntem setați pe ce nu avem, pe ce nu putem, pe asta suntem setați. Petru e diferit. Petru e diferit și Petru zice, Doamne, mi-ai dat pești de numai. Putea Petru să se nerveze în momentul acela. Cum să se nerveze? Să rup mrejele. Văzut ai om la care îi faci bine și când nu ai făcut binele cum a vrut el de bine, s-a supărat foarte tare. Putea să se ia la ceartă. Doamne, îmi rup mrejele. Putea să spună, ne afunzi corabile. Știa el oare că nu se afundă corabia? Că nu-și pierd corabile? Adică, bă, gata, intră apă și le-am pierdut. Nu se putea el supăra pe Iisus, dar Iisus e drag. Trebuia să-mi dai numai atâția pești. Ce fac acum cu ei cu toți? Petru privește binecuvântările și apreciază binecuvântările și binecuvântările îl fac să se pocăiască. Ce înseamnă pocăință? Pocăința, spunea Grigore, teologul, are două fețe. Ea privește la cele trecute și la cele viitoare. La cele trecute ca să-ți plângi păcatele făcute și la cele viitoare ca să nu le mai faci. Oare trebuie să ne pocăim fiecare dintre noi? Răspunsul este da. Pocăință înseamnă să spun, Doamne, îmi pare rău de gândurile mele nepotrivite, de vorbele mele nepotrivite, de atitudinea mea, vreau să mă pocăiesc. Când văd, Doamne, binecuvântarea Ta în viața mea și în casa mea, când văd, Doamne, cum îmi dai pâine pe masă, cum îmi porți de grijă, cum mi-ai binecuvântat familia, Doamne, cum îmi dai toate lucrurile, cum mi-asculți rugăciunile, Doamne, nu am altceva de spus decât vreau să mă pocăiesc, vreau să mă apropiu de Tine. Doamne, nu mă pocăiesc că-s la urgențe, nu mă pocăiesc că sunt, nu știu, într-un accident dramatic, mă pocăiesc că mi-e bine și mi-ai dat multă binecuvântare. Eu sunt convins că toți sunt binecuvântați în dimineața aceasta în adunare. Lasă binecuvântările Domnului să te determine să te pocăiești. Când îl iei pe Iisus în serios, abundența binecuvântării te îndeamnă la pocăință. Bunicii mei au avut gâște la Sacalasău vechi și eu eram păstorul gâștelor. Și trebuia să le dau tunci să mănânce porumb și le dădeam și frăguțe. După ce mâncam eu bine frăguțe, mă urcam în frăgar și scuturam tare frăguțele, mai cădeau și pe mine, dar cădeau și jos la gâște. Mâncau gâștele la frăguțe de numai, se mai băteau între ele, dar așa cum era acea întâmplare și că niciodată anumite animale nu priveau în sus, așa erau și gâștele mele și a lui Micuța. Niciodată nu s-a uitat să vadă dinghi pică frăguțele. Eventual, mai dacă îi pică câte una în cap la câte una. Dar în rest, n-aveau nicio treabă una cu cealaltă. Ele mâncau, se băteau între ele, dar niciodată nu s-a uitat să vadă dinghi vin frăguțele. Asta și m-am gândit că așa sunt oamenii în general. Vin binecuvântările peste noi de numai, dar de unde vin? Nu au venit. Eventual ne batem cu unul cu altul că să nu ia mai multă binecuvântare decât noi, suntem câini de luptă, așa, să nu cumva să prindă la mai mult, că dacă ia mai mult, nu am eu destul. Și trăim într-o junglă de asfalt unde toată lumea e pusă pe război. Bă, să nu cumva să atingă dreptul meu, a ta drept avem, că nici Domnul Iisus nu are drepturi ca noi. Dreptul meu. Și atunci nu, numai de dimineața până seara, ciugulești în stânga, ciugulești în dreapta, dacă cumva unul s-o băga pe teritoriul meu, iau mai mulți bani decât mine, mi-au oportunitatea. Și de fapt, nu ne ridicăm privirile să vedem de unde vin toate lucrurile acestea.
În dimineața aceasta te invit să-ți ridici privirea, să te uiți la Cel care ți le dă pe toate. Toate vin din mâna lui Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. O, cât ne-a binecuvântat Dumnezeu pe noi! Frații mei, surorile mele, dacă am avea ochi să vedem binecuvântările Domnului, viața noastră s-ar schimba. N-ar mai fi depresie, n-ar mai fi anxietate, n-ar mai fi oameni dificili, ar fi oameni de pace, plini de bucurie. La noi acasă ar fi rai, ar fi paradis, te-ai întâlnit cu socrul, tu cu soacră ta, relații frumoase. Păi nu mi-o dat socrul meu cât am vrut, ți-o dat fata, măi, frate. Dar apoi soacră mea, soacră ta ți-o crescut nevasta, măi, frate. Nu ești mulțumit de ea. Apoi din socrii mei nu sunt oameni de valoare. Dar uite, ți-o dat un soț minunat. Păi doi oameni lipsiți de valoare pot să-ți dea un așa om? Dacă noi ne-am schimbat felul de a vedea lucrurile, totul s-a schimbat jurul nostru. Te înțelegi bine cu nații, cu natile, cu nepoții, toți relații frumoase, pacea lui Dumnezeu. Te duci acasă la tine și rai și cer la tine acasă. Nu-i stres, nu-i angoasă. Nu ești nemulțumit, bă, nevastă mea nu mi-a făcut mâncare și ești nervos, apoi bărbatul nu-ți dă sui bani. Apoi socrul meu nu știu ce nu mi-a zis, nu mi-a făcut, apoi tata, apoi mama. Ce frumos ar fi dacă am avea mai multe pretenții de la noi și mai puține de la ceilalți. Una dintre chestiunile la care mi-a fost greu să renunț în viață, mai ales la început de slujire, a fost să am pretenții la alții. Și să zic, auzi, las pretențiile față de alții pe un loc secundar, am mai multe pretenții la mine. Multă vreme n-am înțeles cum adică ăștia nu trag cât trag eu, cum adică ăștia nu ar cum ard eu, cum adică. Și mă trebuie să înțeleg un timp că, de fapt, nu e vorba despre ei și Domnul, e vorba despre mine și Domnul. Și eu n-am treabă cu fiecare, face ce vrea până la urmă. Eu trebuie să trag pentru Domnul, că Domnul vede. Iubiții mei, e așa de important în viață să vedem binecuvântările lui Dumnezeu. Uită-te la copiii tăi, Doamne, ce binecuvântare ți-a dat Domnul. La nepoți, dacă ai harul să ai nepoți, e binecuvântarea lui Dumnezeu. Dacă ai sănătate, dacă e mila lui Dumnezeu. Dacă ai cu ce să mergi, e mila lui Dumnezeu. Că nu-i mașina cu atâția că ai putere, slavă Domnul, nu plătești impozit mare pe ea. Că nu-i nu știu cum, hai să ne setăm să privim la ceea ce avem, la ce ne-a dat Dumnezeu. Și când te uiți la cât ți-a dat Domnul, nu există atitudine mai frumoasă decât atitudinea pocăinței. Și când te pocăiești, Dumnezeu îți dă și mai multe binecuvântări. Dacă noi ne-am deschide ochii ca Elisei altă dată și am spune și noi, Doamne, deschide-ne ochii cum i-ai deschis lui Elisei și slujitorului lui, am vedea munții în jurul nostru plini de slujitori al Dumnezeu care sunt aici pentru noi să ne ajute. Am vedea că pe ce punem noi mâna, Dumnezeu pune binecuvântare. Am văzut că Dumnezeu este gata, este înaintea noastră în ziua de mâine, în ziua de poimâine, să deschidă ușile în viață, să ne meargă bine. Am vedea că Dumnezeu veghează supra pruncilor noștri când îi pierde din priviri. Și tu nu mai poți avea grijă de ei, Dumnezeu îi poartă în carul de biruință. Ai vedea că atunci când intri în sala de operație, toți rămân la ușă, dar Iisus intră cu tine în sala de operație și te ține de mână. Totul s-ar schimba. Te uita la ceea ce ai și spune, Doamne, e mai mult decât mi-am putut imagina. Și dintr-o dată spune Solomon, ai un ospăț necurmat. Dintr-o dată bucurie, stare de bine, atmosferă bună. O plecat depresie, unde ești depresie? Unde ești comparație? Unde ești angoasă? Unde ești depresie? Unde ești, nu știu, stare critică? Toată lumea critică unul pe celălalt. Unde s-au dus toate acestea? Ce s-a întâmplat? S-a schimbat viața? S-a schimbat atitudinea față de viață. Mi-am schimbat eu felul de a vedea lucrurile. Și când îmi schimb felul de a vedea lucrurile, se schimbă viața mea. Poate să-ți dea Dumnezeu binecuvântări peste binecuvântări de amun 1000 de ani. Dacă nu schimb felul de a vedea lucrurile, nici mana din pustiu nu mai este bună. Nici prepelițele nu mai sunt gustoase. Că ai vrea poate alte păsări. Atitudinea inimii face diferența. Când vezi abundența binecuvântării, pocăiește-te. Pocăiții trebuie să se pocăiască și cei care niciodată nu s-au pocăit, și ei trebuie să pocăiască. Pocăința înseamnă să-mi recunosc greșelile, să mă apropiu de Dumnezeu, să-mi pun viața deoparte pentru El. Ce se întâmplă când îl iei pe Iisus în serios? În primul rând, începi să trăiești o viață cu rost, lăsând în urmă o viață banală. Așa a fost Petru. În al doilea rând, foarte important, credința primește ceea ce rațiunea nu își poate imagina. Așa s-a întâmplat cu pescuirea minunată. În al treilea rând, abundența binecuvântării te îndeamnă la pocăință. Când Petru a văzut cât l-a binecuvântat Domnul, s-a pocăit și viața lui s-a schimbat. Tu le iei pe Iisus Hristos pe cuvânt? Tu îl crezi pe Hristos în ceea ce spune? Tu chiar le iei pe Hristos și pe Dumnezeu în serios? Într-o zi, Napoleon Bonaparte era pe câmpul de război și calul lui Napoleon a început să fugă.
Un soldat, spune istoria, alerga după el și l-a prins. I-l-a dus lui Napoleon Bonaparte. Napoleon i-a mulțumit și i-a spus: să trăiești, căpitane. Soldatul s-a simțit căpitan. S-a dezbrăcat de hainele de soldat, a cerut haine de căpitan și și-a mutat locația într-un cort de căpitan. Știți de ce? Pentru că l-a luat în serios pe Napoleon. Napoleon este unul dintre geniile militare și politice ale lumii, împreună cu Caius Iulius Cezar și Alexandru cel Mare, dar e departe de Iisus. Iisus este prezent în adunare, ne simțim prezența prin Duhul lui Cel Sfânt, este lângă tine, este lângă mine. În fiecare dimineață își înnoiește bunătatea față de noi, credincioșia lui este așa de mare. Și cu toate acestea ne este așa de greu să-L credem pe cuvânt. Ne spune să nu ne temem că ne va purta de grijă și cu toate astea ne temem. Ne spune să nu ne îngrijorăm că El ne dă pâinea cea de toate zilele, ca în vis. Și cu toate acestea ne îngrijorăm. Ne spune să-L creem pe cuvânt că El ne va vindeca, El ne va da putere să trecem cu bine prin valea umbrei morții. Și cu toate acestea nu-L credem pe cuvânt. Știți de ce? Pentru că de cele mai multe ori, iubiții mei, ne uităm la nopțile nedormite, la eșecurile noastre. Toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Și dacă n-am prins altă dată, nu o să prindem nici de data aceasta. N-ar fi frumos în această dimineață, în timp ce stăm în prezența Lui în adunare, să spunem: Doamne, ești prezent în adunare, ești prezent în mijlocul nostru prin Duhul Tău cel Sfânt. Și în această dimineață vrem să Te luăm în serios, aleluia. În această seară și în această dimineață, când vom veni din nou după masă la adunare și acum când suntem în casa Ta de rugăciune, vrem să Te luăm în serios. Vrem, Doamne, să Te luăm în serios. Vrem să nu mai trăim o viață banală, plictisită, obosită. Vrem să trăim cu rost. Vrem să lucrăm pentru Tine. Vrem să ne punem la dispoziția Ta, Doamne, cu tot ce suntem noi, cu tot ce avem noi. Dumnezeule, sunt situații și sunt contexte în care rațiunea ne spune că nu se poate face nimic. Dar noi facem un pas mai departe, prin credință pășim pe ape. Prin credință aruncăm mreaja, știind că Tu vei face imposibilul, Doamne. Și în urma credinței ne vei dărui ceea ce mintea noastră nu-și poate imagina. Dumnezeule, când ne uităm în viața noastră, atâtea binecuvântări, binecuvântări peste binecuvântări, atâtea binecuvântări ne-a dat Dumnezeu nouă, frații mei, surorile mele, atâtea binecuvântări ne-a dat. Binecuvântări în viața de familie, binecuvântări în adunare, binecuvântări în munca noastră. N-ați văzut că pe ce puneți mâna Dumnezeu pune binecuvântare? N-ați văzut lucrul acesta? N-ați văzut că Dumnezeu e Cel care lucrează pentru voi, Dumnezeu vă dă propășire? Oare spuneți, tata, mintea noastră, deșteptăciunea noastră, vocații noștri, prietenii noștri, contextele noastre, educația, părinții, socrii, soțul, soția, de ce spui lucrul acesta? Pe toate le-ai din mâna lui Dumnezeu. Dacă și-ar închide Domnul mâna, totul s-ar pierde. În această zi spune: Doamne, tot ce am, am de la Tine. Și când văd câte mi-ai dat, câte mi-ai dăruit, nu am altceva de spus decât mă pocăiesc. Și când tu le iei pe Domnul în serios, viața ta se schimbă. Vă invit să ridicați în picioare momentele acestea. Vă invit să plecăm fețele, să închidem ochii preț de câteva momente. Urmează să intrăm în rugăciune. Și aș vrea în această rugăciune, frate și soră, drag prieten, împreună cu mine să te pocăiești. Când vezi câte ți-a făcut ție Dumnezeu, când vezi câte ți-a dăruit ție Dumnezeu, spune în această zi: Doamne, iartă-mi greșelile și păcatele și dă-mi putere să Te onorez prin viața mea. Și dă-mi putere să trăiesc pentru Tine și împărăția Ta. Vreau, Doamne, să-mi iau viața. Vreau, Doamne, să-mi iau lucrurile pe care Tu mi le-ai dat. Familia și resursele mele, materiale și intelectuale, și pe toate, Doamne, să le pun la îndemâna Ta. Vreau să trăiesc pentru Tine și pentru gloria numelui Tău. Vreau să Te cred pe cuvânt în tot ce îmi spui, în tot ce îmi promiți. Rațiunea este bună, dar mai pe sus de rațiune este credința și Te cred pe cuvânt. Și vreau în această zi să mă pocăiesc cu adevărat. Și vreau, când voi pleca de aici, să Te duc pe Tine cu mine acasă și viața mea să se schimbe. Vreau să am bucurie, vreau să am pace, vreau să am o atmosferă bună, vreau să am entuziasm, am un Dumnezeu mare slăvit să-ți fie numele. Vreau să Te atingi de viața mea. Vreau în această zi să schimb starea vieții mele. Nu-i normal un creștin să fie depresiv. Nu-i normal.
un creștin să fie anxios, nu-i normal. Un om plin de Duhul Sfânt să fie îngrijorat, nu-i normal. Un om plin de bucuria mântuirii să aibă stres și tensiune și ceartă la el acasă, nu-i normal. Noi avem un Dumnezeu mare care este prezent în adunare, care este gata să te atingă, să lucreze pentru tine și casa ta. Nu sta indiferent în prezența Lui. În această dimineață apropie de El și spune: Doamne, te cred pe cuvânt în dimineața aceasta. Cred cuvântul Tău, cred promisiunea Ta, atinge-te de mine, atinge-te de casa mea. Lucrează, Doamne, pentru mine în ziua aceasta, aleluia. Și Dumnezeu care este prezent în adunare se va atinge de tine, bărbatule și femeie care ești prezent în prezența lui Dumnezeu în această zi, aleluia. Și vei spune că Dumnezeu a schimbat starea casei tale, starea vieții tale, aleluia. Dumnezeu face minuni și astăzi. Dumnezeu schimbă stările, Dumnezeu dă rost în viață. Dumnezeu face minuni prin credință. Dumnezeu dă pocăință. Uită-te la câte ți-a dat Domnul. Uită-te la câte ți-a făcut Dumnezeu, omule. Și pentru toate acestea, pocăiește-te. Apropie-te de Dumnezeu împreună cu mine. Aleluia. Aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu. Și aș vrea să-i cerem iertare că de multe ori nu l-am luat în serios. O, declarativ, da, toți l-am luat în serios. Dar faptic, nu l-am luat în serios. Să spunem: Doamne, ai milă de noi și iartă-ne. Și din această dimineață îți promitem că, Doamne, Te vom lua în serios. Te vom crede pe cuvânt. Ne vom pune la dispoziția Ta. Suntem gata să trăim cea mai fantastică viață de pe pământ. Viața cu Tine, o viață plină de bucuria mântuirii, în care vom vedea cât Ne-ai dat și toate binecuvântările ne vor îndemna la pocăință. Plecăm fețele și ne rugăm.